Bună, dragilor, eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o rețetă delicioasă, am gătit linte cu carne de pui. Haideți să vedeți exact cum se prepară și acest fel de mâncare. Primul pas este să pregătim puiul, eu l-am bucățit, l-am spălat, așa se bucățește cât se poate de mic, fiecare cum poate, da? Adăugăm sare. Între timp punem tigaia să se încălzească, un pic de oțet, piper și alte merodene, care v-am vorbit despre ele de 1000 de ori. Se amestecă foarte bine, adăugăm și un pic de ulei. În jur de 20 de ml de ulei. Puteți folosi orice fel de carne, nu neapărat pui. Între timp pregătim legumele, un ardei, o ceapă. Doi morcovi pe care am dat prin răzătoare. Într-un vas mai mare, într-o oală mai mare în care vom găti lintea, am adăugat un pic de ulei și sotăm legumele. După ce carnea noastră aproape este gata, dar nu este încă gata, o adăugăm peste legume și acum venim cu lintea, 500 de grame de linte. Sare. Sos de roșii. În jur de 150 de ml de sos de roșii și apa, care eu deja am fiert-o, este apă fierbinte, și apă adăugăm până se acoperă bine totul cu apă. Și acum se pune la fier din nou. O servim, aducem culoare în farfurie. Am aici niște cozi de ceapă verde, un pic de pătrunjel și se potrivește de minune cu murătură. Și aici am o roșie murată. Așa, și în felul acesta am servit lintea noastră cu carne de pui. Este o mâncare foarte, foarte delicioasă, aromată. Probabil cunoașteți deja că lintea conține foarte multe vitamine, minerale. Pentru cei care au probleme cu anemia, de obicei copiii au cam lipsă de fier, vă recomand cu drag să le gătiți linte. Lintea este foarte sănătoasă, să citiți despre ea mai mult și o să vă îndrăgostiți de această plantă, să-i spunem, legumă, da? Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați fost cu mine și de această dată și vă recomand cu drag și această rețetă.